Bună seara! Sunt Vă Oleg salut, Brega Fred. și pentru că e zi de lucru, azi e ziua oamenilor muncii și pentru că e trecut de 7 seara, vă invităm pe Undă Verde să discutăm verde în față despre câte ni se întâmplă în viață. M-a provocat un coleg din Partidul Verde, domnul Jandina Covaci, prezent aici în discuție, să vorbim despre calitatea apei și repede a ridicat mână că vrea să vorbească și el, domnul Cristian Marin, de aici, din sectorul 6, din București. Se pare Nu, că Cristian Vasile. Scuze, da, Cristian Vasile, am un coleg, Cristian Marin, din Ploiești și o să se bucure că l-am pomenit, dar scuze că l-am pomenit ca așa ocazie. Așa. Dar el știe despre calitatea aerului, că la ei arde în continuu acolo, se arde deșeuri. Acum, înțeleg că amândoi aveți ce să spuneți, ce să povestiți despre calitatea apei, mai ales că au început să dea ploi și mulți prețuiesc apa care vine de sus, mai ales agricultorii, dacă n-a fost ploaie cu grindină și dacă n-au fost inundații. Dar apele astea ajung în pământ și după aceea din ape freatice sau din iazuri sau din râuri ajung în apeducte, ajung în sistemul de aprovizionare cu apă a urbelor sau chiar a satelor. Ce știți, ce vreți să povestiți despre calitatea apelor pe care le consumăm, fie direct, fie indirect, prin irigare și după aceea din legume, din fructe, dacă nu cumva apele nu sunt foarte sănătoase și de asta e nesănătoasă nația, ca să zic așa, în stil patriotard, că văd că și președintele a început să vorbească despre nație. Domnul Covaci, întâi, pentru că el a fost cu ideea, sau... Vă rog. Da, mersi mult, Oleg. Dragul meu, să vorbim despre apă. Apa este sfântă, este vitală. Dacă nu avem apă bună, nu știu cât putem trăi. Dar până acolo, hai să vorbim despre ce se întâmplă cu apa care ne este servită la robinet. Apa de la rețea. Vorbim aici de două componente. Calitatea apei și prețul apei. Eu vorbesc în cunoștință de cauză pentru județul Telorman. Nu știu în alte părți cum este, dar bănuiesc că s-a adoptat o rețetă așa națională, știi? Ce vreau să spun. Un să standard revin. De calitate care e foarte jos, da? Să revin. Până acum câțiva ani buni de zile, în Telorman, hai să luăm ca exemplu municipiul Roșiori de Vede. Da? Se putea bea apă de la rețeaua orășenească, municipală, foarte... foarte bine. Adică era o apă de foarte bună calitate, o apă extrasă din puțuri de mare adâncime, rețelele încă mai erau în firea lor și puteam să avem la robinet apă potabilă. Apă pe care puteam să o bem, apă cu care se putea găti. Bineînțeles, și apă cu care se putea spăla. Cam din 2007-2008 s-a inventat în Telorman o societate care se numește APASERV. Societate inventată de Dragnea și Camarila PSD-istă din acest județ, care ne mănâncă sufletul cam de 30 de ani de zile. Dar care a fost pretextul înființării acestei societăți de apă și canal, APASERV Telorman? S-a inventat motivul că, vezi, Doamne, dacă orașele și municipiile din Telorman și celelalte comune care mai aveau branșamente la apă și canal și cele care vor fi ulterior branșate nu aderă la această societate, Telormanul va fi văduvit de niște fonduri, așa zis, europene, pentru a extinde rețeaua de apă și canalizare din tot județul. Și mai mult decât atât, refacerea, reconstruirea și construirea unor stații de epurare
în tot județul. Până aici toate bune și frumoase. După ce s-a semnat un protocol de către primăriile municipiilor, orașelor și comunelor care la vremea respectivă erau branșate la apă și ulterior cele care s-au branșat la apă, dar acel protocol însemnând practic înființarea și recunoașterea acestei societăți ca fiind o societate suverană, ca fiind singura societate care avea drepturi de distribuție, de transport, de reciclare a apelor uzate, etc. Bun. E, de atunci a început dezastrul. Adică, rețelele vechi nu au fost înlocuite, s-au extins rețelele de apă, ceea ce era normal și fire să fie, pentru că, repet, apa este vitală și era normal ca rețelele de apă să se extindă. Rețeaua de canalizare s-a extins și ea, repet, vorbesc de roșior de vede în clipa de față. Fosta stație de epurare, care avea o capacitate mare de prelucrare a apei reziduale, inclusiv a platformei industriale din Roșior de Vede, a fost demolată și în locul ei s-a făcut o nouă stație de epurare care nu funcționează. Dar o să discutăm de stația de epurare de la Roșiori un pic mai târziu, să vorbim de apă. În clipa de față, după înființarea acestei societăți, după toate acele, cum să spun, motivări pentru a adera și pentru a crede în această societate nouă, Apa Serv, după ani de zile, practic, în Roșior de Vede, apa care acum 15 ani de zile încă se putea bea în Roșior de Vede, acum nu se mai poate bea de la robinet. De ce? Vechile rețele nu au fost înlocuite conform protocolului semnat la acea vreme, nu s-a întâmplat nimic, de fapt, decât strâng bani pe apă, să zic, nu știu, nu reziduală, că e mult spus reziduală, dar e apă de foarte proastă calitate, care miroase în permanență a clor de nu poți să o bei, este de multe ori foarte murdară, curge apă foarte murdară la robinet, se înfundă toate filtrele, nu mai vorbesc de centrale termice, nu mai vorbesc de mașini de spălat, nu mai vorbesc de apa din pahar care vrei să o bei. Deci nu se poate bea. Bun. Trecând peste acest aspect, că apa a devenit nepotabilă din punctul meu de vedere, Roșior de Vede, și din punctul roșiorenilor care cumpără apă îmbuteliată, hai să vorbim un pic de preț. Prețul a crescut exponențial de câțiva ani de zile încoace. A ajuns apa mai scumpă decât energia electrică. Deci facturile la apă sunt mai scumpe decât facturile la energie electrică. Facturile la apă sunt mai scumpe decât facturile de gaz. Da? Deci s-a ajuns într-un punct în care trebuie puse întrebări și întrebări foarte serioase. De ce? Cine și cum și în ce fel gestionează toată această problemă? Și de ce oamenii trebuie să plătească pentru niște servicii care sunt de foarte proastă calitate? Lăsând la o parte partea pecuniară, da? Vorbim de sănătatea omului, cetățeanului, că de fapt vorbim de cetățeni. Apropo de, da, de știm noi cine. Suntem cetățeni. Deocamdată, în Telorman, cam nimeni nu și-a pus această problemă. De ce? Pentru că sunt lucruri tabu. În ce sens? Telorman nu este roșu de la cap la coadă. Cei care conduc aceste societăți, această societate, plus directorii de zonă, sunt pesediști, sunt roșii. Acești oameni nu își permit să discute sau să intre în polemici sau să poarte un dialog sincer cu cineva care e curios și care le pune întrebări pertinente, definitiv, de frică să nu-și piardă posturile sau pur și simplu nu-i interesează. Să trecem un pic la stația de epurare din Roșior de Vede. Această stație de epurare a fost construită pe așa zise fonduri europene, de fapt nimeni nu știe despre ce fonduri este vorba, pe ce fonduri a fost făcută această stație de epurare,
Cert este că această stație de epurare este nouă, Costurile este frumoasă, sau pur și este, simplu nu știu, neinteresează. și dar perfect nefuncțională. În momentul în care am interpelat pe cei de la Garda de Mediu, da, era o femeie atunci, apropo de femei ce vorbeam în partid, era o femeie pusă, era directoare pe la Garda de Mediu, săraca de ea nu avea nicio legătură cu realitatea, era pusă pe acolo, probabil că dădea bine la partid, nu știu ce fel. Și în momentul în care am interpelat-o la modul foarte serios, am întrebat-o de ce plătim aceste prețuri mari pentru epurarea apei reziduale și mai mult decât atât, de ce nu funcționează această stație de epurare. Bineînțeles că femeia s-a făstăcit, că era o emisiune în direct la un post de televiziune local, s-a făstăcit, s-a roșit și s-a oprit intervenția mea, s-a schimbat subiectul, pentru că bineînțeles că nu avea răspuns. Lucrurile astea, apropo de ce vorbim de corupție, de această hoție generalizată în această țară, că de fapt cam asta se întâmplă în România în clipa de față, este o hoție generalizată. Hai să plecăm de la basic. Adică, așa cum am vorbit și la telefon, am spus să plecăm de la capitolul apă, de la ceea ce bem. Apa este vitală. După ce vorbim de apă, putem să trecem și la alte subiecte. Da, de ce nu v-ați interesat de ce au distrus întâi stația de epurare veche și după aia au făcut-o pe asta, când puteau să le facă alături și să funcționeze alternativ, dacă nu în paralel? N-aș putea spune că e vorba de diletantism sau de... Nu, eu aș putea spune că este vorba de o demență care îi caracterizează. Și demența asta se referă la bani. Deci când vorbim de investiții, ei întotdeauna se gândesc la profitul care le intră în buzunar. Banul care le intră în buzunar, pur și simplu. Am asistat în acest județ de ani de zile. Sunt născut aici, am crescut aici, am evoluat și ca vârstă și profesional până la a fi directorul prefecturii la un moment dat. Și am asist și sper să nu mai asist, da, pe viitor, la această demență. E o demență care îi înconjoară. O nebunie a banului, a profitului imediat și cât mai repede și cât mai mult. Vă referiți la politicienii, la aleșii locali sau la... Bineînțeles. Păi la cine să mă refer? La... Poate niște antreprenori care fac asta pentru afaceri, pentru... Nu mă refer la... mă refer la aleșii locali. Okay. Care în clipa de față, în Telorman, sunt... cum să spun, nu știu, n-aș vrea să-i jignez, dar în același timp nu vreau nici să iert. Nu știu, dacă le spun că sunt imbecili, e prea puțin. Da, dar n-ar fi un limbaj civilizat. Eu cred că o parte de responsabilitate o au și cetățenii care tolerează o astfel de atitudine. Că cetățenii au dreptul de acces la informație, cetățenii au dreptul de petiționare, cetățenii au dreptul de acționa în judecată chiar, contencios administrativ, ca să contești niște acte administrative cu care nu ești de acord sau lipsa de transparență. Uite, când vrei tu, eu te invit în Telorman, da? Dar v-am zis că am fost astă vară, am pedalat pe acolo și am văzut în ce hal e Oltu, am văzut în ce hal e Dunărea. Una e să te plimbi, să vezi Oltu și Dunărea, dar eu te duc în zone, în no man's land, în zone care sunt considerate localități. Te duc și stai o să te invit să stai de vorbă cu oameni care de-a lungul timpului sunt depersonalizat sau depersonalizat din cauza traiului pe care îl duc. Ce așa găsești și în capitală, găsești și în New York, în Manhattan găsești oameni depersonalizați, ca să zic așa. Hai să revenim. Eu spun cum stau lucrurile din tranșee, să știi. Nu sunt un om care să stau în casă și să mă uit pe Facebook și ia să vedem ce mai vorbesc și la. Sunt un om care circul foarte mult. Sunt un om care iau contact cu foarte mulți oameni și din păcate, de ani bun de zile, calitatea umană, să știi, că a scăzut. Explicațiile sunt foarte clare. În primul rând, calitatea vieții a scăzut.
Căzând calitatea vieții, automat scade, cum să spun, și moralitatea scade și respectul de sine, scad foarte multe lucruri care n-ar trebui să scadă într-o societate normală. Depinde cu ce comparați, dacă comparați cu Vezi, timpurile lui Ceaușescu sau primii ani 90, când eram și eu pe aici, pe București, eu n-aș zice că a scăzut. Nu, dragul meu, eu compar nu cu timpul lui Ceaușescu, să știi. Eu compar cu ceea ce aș fi vrut să fie după Revoluție și am, nu Deci așa zis, comparați cu așteptările dumneavoastră, am înțeles. Sunteți maximalist, poate ați vrut prea mult. Câți ani aveai în 84, Oleg? În 11 ani, 1984. 84. 11 ani. Atunci a fost prima oară când am plecat din România și am stat plecat o lună jumătate. În tot blocul, așa zis, comunist. Și vreau să spun că începând cu Ceoslovacia și Ungaria, da? Țări care nu aveau legătură prea mult cu comunismul. Ca să nu-ți mai spun de Iugoslavia, am fost student în Timișoara și am avut legătură cu mulți sârbi și am fost plecat în Ljubljana. Da? Nu te supăra, eu nu fac comparație cu vremea lui Ceaușescu, eu fac comparație cu ceea ce mi-aș fi dorit să fie și din 84 încoace, cu îmi doresc să existe o stare de normalitate, nimic altceva. Dar nu-mi doresc Elveția România pentru că nu poate să fie Elveția România, nu-mi doresc Germania România pentru că nici nu-mi doresc să trăim ca nemții. Nu, să nu mă înțelegi greșit. Nu sunt occidental sau pro-occidental, sunt pro-român. Noi avem un mod al nostru de a trăi și eu cel puțin îmi doresc să trăiesc foarte ușor și foarte bine în țara mea. De ce? Pentru că există această posibilitate și nu e utopie treaba asta. Este ceva perfect normal. Ei, în momentul în care ți se rup pârghiile, ți se închid căile de către cine? De către imbecilii care ne conduc de 30 de ani de zile, normal că ajungi la un moment dat să refulezi și să spui, băi, stop joc, până aici. Nu se mai poate. Deci, unii au zis stop joc și n-au participat la vot, alții au zis stop joc, au plecat din țară, nu mai zic de alții care au zis stop joc de tot și au plecat din viață, de ciudă. Nu, iată, eu, domnul Vasile aici își pune capăt zilelor în fiecare zi cu nicotină și învață și pe alții să facă asta. Ascultă-mă un pic, am fost plecat în Belgia, am avut societate comercială în Bruxelles. Ei, n-am putut să mă adaptez, nu ca să rezist acolo, că afacerea mergea. Dar nu, mi-a fost foarte dor de casă, mi-a fost foarte dor de părinți, de copil și m-am întors acasă. Da? Și vreau să trăiesc în România, nu cum trăiam în Belgia, pentru că nici ăla nu era un trai bun și oricine mi-ar spune că ai plecat dincolo, că trăiește bine, nu știu, nu trăiește acasă. Acasă este un cuvânt greu. Da, eu vreau să trăiesc acasă la mine, să trăiesc onorabil, să trăiesc normal. Nimic altceva nu-mi doresc. Îl salutăm pe un oaspete al nostru de peste hotare, plecat în Suedia după ce a fost prin toată Europa și trăiește onorabil într-un stat străin, Gabriel Ursescu, care are și el păreri despre calitatea apei. Pe domnul Cristian Vasile n-o să-l las să vorbească până n-o să lase țigara. E un principiu al meu că nu vreau să promovez tabagismul sau consumul de alcool, deci în emisiunile mele nimeni n-o să apară în prim plan cu țigara în dinți sau cu pahar de vin. Eu aici n-am văzut că am apă filtrată, apă de la filtru, de robinet filtrată. Mă duc să-mi aprind și o țigară. Vă blurez pe amândoi. Da, eu ca și nefumător o să le țin senul. O să iau o pauză de țigară și atunci vorbim noi. Dragilor, este o discuție foarte interesantă și ne privește pe noi toți, indiferent de simpatiile politice și părerile care le avem. Și tema din această zi este foarte binevenită și este referitor la dreptul la apă. Și o să încep rugându-i pe cei care ne urmăresc, membrii simpatizanți și alte persoane, să distribuie acest live, să distribuie emisiunile Verde în Față, postările lui Florin Călinescu și să dea un like acolo, like, follow, share, fiindcă contează orice acest gest simplu pentru verzii din România. Bun. Referitor la tema din ziua de astăzi, eu vreau să vă subliniez că
Există o inițiativă cetățenească europeană, de fapt prima inițiativă cetățenească europeană din 2012 referitoare la dreptul la apă. righttowater.org sau int, ceva de genul ăsta, și care este prima inițiativă de acest gen care a trecut în termen de 9 luni de zile, s-au adunat peste 1 milion de semnături și această inițiativă legislativă cetățenească europeană a trecut prin Parlamentul European, prin comisiile de specialitate și a devenit lege. Eu am pus în descrierea acestui live la Partidul Verde acolo, veți vedea documentația complexă și care este de pe site-ul oficial al Parlamentului European, dacă nu mă înșel, sau Comisiei Europene, și veți vedea o listă de documente referitoare la Organizația Națiunilor Unite, la drepturile omului, la tot felul de organizații care doresc să apere dreptul la apă și la salubrizare, fiindcă se leagă aceste două teme legate de salubrizare, deci curățenie și așa mai departe, cât și dreptul la apă. Această inițiativă legislativă, cum am spus, trebuie să fie pusă în aplicare de toate țările din Uniunea Europeană și nu numai. Noi, fiind țară a Uniunii Europene, trebuie să le punem în practică multe alte aspecte, dar așa cum am sesizat și la colegii mei, aceste lucruri sunt departe de a se pune în practică în România. Și asta se datorează corupției, birocrației, foamei acestea de bani, în special care vine din partea decidenților politici, care sunt în administrația centrală, care sunt în administrațiile locale, etc., etc., datorită nepăsării cetățenilor, fiindcă și aici avem o problemă foarte mare și care se leagă de cei 7 ani de acasă, se leagă de educația de comunitară, se leagă de civil, se leagă de multe, multe aspecte, așa cum se leagă altă temă importantă, cea legată de tăierea pădurilor. Dar revenind la tema de astăzi legată de apă, noi nu putem avea o apă de calitate dacă nu ne luptăm pentru aceasta. Și cum? Așa cum ai zis și tu, Oleg, fiind cetățeni, în primul rând, nu trebuie să fii membru sau simpatizantul Partidului Verde sau simpatizantul domnului Florin Călinescu ca să-ți pese de calitatea apei care o bei. Și pornind de la haznaua din fundul curții, în special la țară, și atenție, sunt haznale în fundul curții și își fac nevoile în fundul curții alături de un izvor, inclusiv în orașe, inclusiv în București. Încă și acum, în 2020, există asemenea cetățeni care lângă izvorul de unde beau apă, la 2-3 metri, își fac nevoile. La alții 5-6 metri își aruncă gunoaiele menajere. Deci nu îi controlează nimeni, ei nu sunt nu sunt conștienți de ceea ce fac și poate zicem peștele de la cap se împute. Da, așa este. Dar tot începe și de jos. Să nu mai spunem că, domnule, primăria și primarii trebuie să facă și să dragă. Nu. Trebuie și cetățenii să facă ceea ce trebuie și dacă nu pot e rezolva să sesizeze autoritățile. Dar aici este o temă foarte complexă, una dintre ele, și trebuie cumva să o rezolvăm. Așadar, noi trebuie, sper eu, la sfârșitul acestei emisiuni, ca de obicei, să tragem o concluzie, să facem rezumatea celor discutate și să transmitem un mesaj celor care ne urmăresc și să facem treabă până la urmă, că faptele contează. Cei care ne urmăresc, regret că nu sunt de acord cu noi, ei consideră că nu e importantă tema sau nu e bună abordarea noastră, de aceea îl rog pe domnul Cristian Vasile să lase o travă și să ne vorbească despre apa care aduce viață. O mică... Se poate, da? Da, vă rog, sunteți în direct. O mică paranteză cu o travă. Fumez cam de cel puțin vârsta dumneavoastră. Îmi pare rău. În tinerețe am fost sportiv.
Deci până pe la vreo 30 și 30 de ani nu eram chiar fumător. Mai câte o țigară. Eu la mei 46 n-am fumat niciodată. Foarte asta e o chestiune bună. Vedeți că se prinde COVID-ul de dumneavoastră mai repede. Ce ne facem? Pierdem un membru. Nu că acum fumez mentolate ca să menta aia să omoare COVID. Da, da, da. O să vă omoare plămânii mai degrabă și nervii și stomacul. Da, bun, e pe răspunderea dumneavoastră. Scrie chiar pe pachet că fumatul ucide. Dar dacă nu știți a înțelege mesaje de avertizare, vorbim despre apă, că și apa ne omoară. Câți criminale avem între noi, cel mult, mai mult decât fumatul, în țara asta, tocmai chestiunea cu apele. Tocmai dar cu fumatul ne-o facem cu mâna noastră, asta e mai ciudat, e greu de explicat. Eu ce spun? Domnul Gabi, e bine că ați deschis discuția cu răspunderea și chiar în orașe. Am fost de curând însemnând acum câteva luni la Bușteni și în, pe dealul Botenilor m-am dus la să iau masa la un mic restaurant, la un muzeu, nu mai rețin acum, în fine, iar mi-am adus aminte că atunci mai fusesem pe acolo cu zeci de ani în urmă, când eram în cantonamentele de pregătire, când eram sportiv. Am observat, trece Prahova pe acolo, cred că Prahova este, am observat că este dealul Botenilor pe care ne antrenam noi, era foarte abrupt și trebuia să facem puțină forță în picioare, fotbal am făcut. Așa, am văzut că erau foarte multe vile construite noi. Toate aveau toate șirurile de vile așa construite pe deal în continuare, că erau pe rânduri, aveau o țeavă de vreo 200-300 chiar, 200 sau 400, distanța era destul de mare, scoasă în peretele vadului apei care curgea. Deci acolo nu există canalizare. Deci vă dați seama ce poluare poate să existe acolo. Exact. Mi-ați adus aminte, domnul Gabi. Da, am să vă completez. Eu în fiecare an îmi fac datoria și sper și în acest an să merg în România și merg în special cu mașina, cu familia sau atunci când pot merg cu trenul. Dar, așa aici o să ne legăm și de CFR. Efectiv, multe dintre vagoanele și garniturile CFR-ului nu au apă. Nu au apă de spălat pe mâini, nici măcar de tras la toaletă. Așa. Da, păi să mai vorbim de apă de băut. Deci, multe din gările din garniturile de tren ale CFR-ului, în special pe cele secundare, sunt niște hepatite pe roți. Vine altă poveste legată de turism. România este frumoasă, da, ne uludăm cu ea, vai ce frumoasă este, și așa mai departe, ne sfâșiem cămășile de pe noi, cât de patrioți suntem pentru una alta, dar dacă suntem atenți la amenajările urbanistice făcute pe voi, lângă lacuri, sunt tot felul de construcții ilegale, începând de la hoteluri până la mici căbănuțe, a căror canalizare și a căror apă menajeră este deversată direct în izvoare, direct în praie, începând de la Straja, la Herculane. Putem menționa aici efectiv toate stațiunile din România și ce m-a oripilat cel mai mult am fost acum, cred că 2 ani de zile în zona Apusenilor, pe lângă faptul că văzusem o păduri rase efectiv în zona Roșia Montană, Câmpenie, Abrud încolo, mă dusesem în zona Stâna de Vale și efectiv se vedeau țevile de la canalizare. Deci, să o spunem
pe drept de la Rahat, în ghilimele, da. Mergea direct în pâraie. Înțelegeți? Da. Și atunci la 200 de metri, 300 de metri mai încolo, posibil un turist sau un local să spună, domnule, vai ce frumos e aici, și se ia apa din pâraie și se spală, vai ce curată, vai ce gust are. Mă înțelegeți? Deci, da. Eu spun plastic ceea ce spun acum, dar trebuie să o spunem. Deci lucrurile astea trebuie luate de la Parlament, la administrație locală, la cetățeni, toți trebuie să facă ceva pentru treaba asta, fiindcă nu se mai poate așa ceva. Și în condițiile exact în care există, dacă noi facem ceva pe legislația românească, ei bine, sunt legislații internaționale la care România a subscris. Mai mult decât atât, ea este membra Uniunii Europene și trebuie să pună în practică ceea ce a subsemnat. Dacă nu, totul este, este din păcate nul. Poate de asta și-au cerut la roșiori să finanțeze stația de epurare doar dacă fac apeduct sau finanțează apeductul doar dacă fac stații de epurare. Așa am auzit că și la noi, în Republica Moldova, condiționează Europa să dea bani pentru apeduct, doar dacă asiguri și stații de epurare, că altfel toți fac duș ca niște boieri și toate apele alea să scurgă într-o fosă acolo, nici măcar nu-i septic, într-o fântână. Exact. Și toate astea se duc după aceea în fântâni din care beau toți apă și vai ce gustoasă. Da, e gustoasă, dar e foarte poluată și cu urina, fecalele de la animale și cu cele de la oameni, exact, și încă de la cimitire. Nu vă mai spun că avem doar două sau trei incineratoare umane în toată România și am umplut țara de cadavre în cimitire. La Chișinău avem cel mai mare cimitir din sud-estul Europei. Apropo, că este o temă care știu că ți place, Oleg, fusesem la mănăstirea de la Bodrog și acolo, în special de Sfântă Mărie, Paști și așa mai departe, sunt câteva deți pe lângă faptul că este poate cea mai veche mănăstire atestată din România. Este populară în zonă și vin foarte mulți oameni acolo atunci când este sărbătoare. Și eu am amenajat acolo o toaletă pe lângă parcare, care toată este deja denivelată. Am o toaletă. Credeți-mă, am intrat acolo că da, eram cu fiica mea și trebuia să o am avut și noi nevoie. Deci erau, clădirea era nouă, nimic de spus, nouă de câțiva ani de zile, dar nu era întreținută. Era, mirosea a rahat, mirosea a urină, erau obiecte metalice acolo din feroneria nouă, care deja erau ruginite. Deci despre ce vorbim? Mă înțelegeți? Să nu mai vorbim de spitalele TBC, de spitale, exceptând acum, ca în loc cu, hai să spunem, în toată tragedia cu COVID-ul, s-au văzut multe, multe chestii murdare, administrative, birocratice, etc., corupție și unul altă, au ieșit la suprafață. Dar dacă nu era COVID-ul ăsta... Și anume COVID-ul s-a constatat că există și în reziduri fecale, deci e foarte posibil că și se răspândește prin apele murdărite în felul ăsta. Da, și aici iar ne legăm de cei doi fumători din platou. COVID-ul se prinde mai bine la cei care le poluează aerul. Da. Da. Mă, foarte bine, foarte bine, domnul Gabi, ați spus de chestiunile astea că, virgulă, conducerile locale, într-adevăr, nu își fac datoria. Și de aceea eu nu-și fac datoria și, bineînțeles, și noi nu luăm atitudine fiecare, mai ales că suntem puțin interesați. Gândiți-vă că într-un loc, dacă vii din altă parte, ca benetic, ca așa zic localnicii, și vii acolo și vrei să-ți faci o casă și vrei cât de cât verdeață, cum m-am mutat eu acum la marginea Bucureștiului ca să mă obișnuiesc acum cu verdeața, că dumneavoastră nu v-am spus-o, așa, se întâmplă să întâmpin împotriviri și obiecțiuni ale celor de acolo, care, mai ales poliție, primărie și cei care sunt mici afaceriști,
în satele și comunele respective. Gândiți-vă cum s-ar poate, în primul rând, lăsând puțin apa, o mică paranteză, cum s-ar poate face rost de bani pentru guvern, pentru guvern, pentru țară, prin bonuri care ar trebui să le dea fiecare magazinel de la, de la colțul străzii satului respectiv. E, nimeni n-are mașină de marcat, nimeni n-are, nu-ți dă bonuri, nu poți să plătești cu cardul, nu poți să faci nimic. Asta o lăsăm la o parte. La mine aici, lângă în Ciorogârla chiar, chiar am alergat după unul, dar nu l-am, n-am reușit. Și vidangele le descarcă în Ciorogârla, în râul Ciorogârla. Culmea, ce am aflat, nu este o nu este oficial, dar am aflat că vidangele, vreo 6 sau 8 vidange, aparțin unui fiu de fost polițist în Ciorogârla. Deci, da, asta vreau să spun. Deci, noastră locuiți aici în sectorul 6, nu e așa că București se alimentează din lacul Morii? Că eu am plantat pădurea București la început de carantină, în coada lacului Morii, și am văzut și acolo niște murdării înfiorătoare. Deci apa ce e din lacul Morii vine în robinetele noastre? Oleg, nu cred, Oleg, pentru că Bucureștiul cred că se alimentează de aici, de la Joița. De la apa asta de aici este pe drumul din Dragomirești, Joița, Bâcul Dragomirești, pe partea dreaptă, cum te duci spre București, spre centură, pe partea dreaptă există canalul și este făcut subteran, acolo este pe câmp, pe partea dreaptă, pe lângă șosea, la un 20 de metri, este, nu sunt pom, nu sunt nimic, este o zonă doar de pajiște, de iarbă. Domnul, divagă. Este venită apa de la Joița, de aici, de la, divagăm, chiar de la Joița, la intrarea în Joița, chiar de acolo. Divagăm. Eu am dorit să purtăm o discuție vis-a-vis de calitatea apei, preț, da? Și ce se poate face, legislativ vorbind, ca toate lucrurile astea. Sunt de acord că purtăm... Unde luăm apa? Că unii iau apa din puțuri de mare adâncime, alții din Dunăre, alții din Dâmbovița, apropo de București. Deci, nu vorbim de lucrul ăsta. Dacă pentru roșiori n-au găsit destulă apă din puțurile de mare adâncime, vă dați seama că București nu se alimentează din ape de adâncime, tot dintr-un râu, dintr-un lac de undeva ia, cum Chișinău se alimentează din Nistru, iar Soroca se pișă și se cacă în Nistru, fără stație de epurare, dacă puteți să vă dați seama. Dar bine, acum, ce să vă spun, apa și dacă o iei din pânza freatică, de la nu știu că ai, de la 200 de metri, 100 și de metri, atunci apa, într-adevăr, este mai filtrată, dar atâta timp cât ai o aglomerare urbană, unde nu există canalizare pusă la punct. Aici vorbim de București. N-ai cum să ai o apă de foarte bună calitate. Dar nu vorbesc de ceea ce nu știu. Eu vorbesc de ceea ce știu. Vorbesc de aici, de județul Teleorman. Eu știu bine de unde se ia apa de aici, cum se transportă apa și la ce preț ajunge apa. Și cât sunt angajați în sistemul ăsta care toacă bani de la oameni pe servicii de foarte proastă calitate. În mod sigur, firma aceea de apă Canal a prezentat rapoarte de activitate la primărie Consiliului și a spus, iată atâtea sunt cheltuielile, iată atâta vrem să avem profit, dacă e necesar profitul, și iată din ce se calculează prețul apei. Dacă nu v-ați interesat de cum funcționează Consiliul Local și firma asta, acum vi se pare prețul mare, dar poate atât ai prețul de curățare a apei și de livrare. Eu știu foarte bine cum funcționează această firmă, cum funcționează consiliile locale, care sunt membre, să spunem, da, între ghilimele ale acestei firme,
sau părtași, sau, nu știu, complici, complici aș putea spune, cred că ăsta e cuvântul corect, complici la ceea ce face această firmă. Eu știu foarte bine cum s-a semnat acel protocol, eu știu foarte bine cum s-a înființat această firmă, știu absolut tot, tocmai asta spun. Și dar de ce vă mirați că prețul e mare? E ceva umflat acolo în prețul acela? Păi atâta timp cât prețul apei, practic, prețul metrului cub de apă, da, este facturat împreună cu prețul canalizării. Deci e undeva, canalizarea este undeva la 40% din prețul apei. Că uzi în curte, presupunând că uzi, ai, mă rog, grădină, ai și te folosești de apă și uzi, automat apa care trece prin apometru este contorizată ca și apă reziduală, în procent de, repet, 40%. Ceea ce este o aberație din punctul meu de vedere. Mai ales, repet, în Râșor de Vede, stația de epurare nu funcționează. Toată apa reziduală se varsă în râul Vedea, care o da, duce mai departe până în Dunăre și din Dunăre mare și tot așa mai departe. Dar da, aici, o da, noi, o da, exact. Latura, nu latura cu calității apei, vreau să atacăm mai mult latura politică a acestui fenomen. Eu aș ataca și latura cetățenească. Exact. Cetățenească. Am făcut în 2016, de exemplu, la alegerile din 2016, nu vreau să dau nume și, da, am făcut campania electorală a unui prieten foarte bun, de aici n-am fost implicat politic, decât l-am ajutat să-și facă o campanie corectă în Roșior de Vede, să spunem, da? Acolo eu am scris toate lucrurile reale din acest oraș. E, acele flyere, acele, da, materiale au fost împărțite fiecărui om din acest oraș. Fiecărui om, repet, nu știu dacă a fost cineva care nu a citit ceea ce am împărțit la vremea respectivă. Unde, repet, erau toată realitatea acestui oraș era trecută negru pe alb. Concluzia. A fost votat, da? Un candidat care face parte din camarila lui Dragnea, PSD-ist, evident, la PAS. Deci oamenii vor să fie mințiți frumos, să li se promită, nu să li se spună verde în față, adevărul. Nu. Așa zic și cetățeni, da, de rând, care sunt chiar de rând, se încolonează și merg la vot, fără niciun fel de problemă, într-o zonă anume. Nu cred că această categorie poate să fie mișcată într-un fel sau altul. Această categorie este inertă, este imună la toate sugestiile pe care le aduci, este imună la toate problemele care sunt reale, de fapt, care îi ard în fiecare zi aceste probleme. Nu vor să înțeleagă așa ceva. Și atunci, ce trebuie făcut? Este foarte clar că trebuie să facem tot posibilul să ajungem, cum a spus-o și Florin Călinescu, foarte clar, să ajungem să avem un grup parlamentar cât de cât responsabil și oarecum, nu știu, numeros, care să pună degetul pe ran în această țară și să se ia niște hotărâri, una, în cunoștință de cauză și în stare de normalitate, să reintroducem normalitatea în această țară. Trăim într-o minciună de 30 de ani de zile, într-o minciună foarte frumos poleită, care acum s-a cam devoalat, da? S-a cam dat poleiul la o parte, apropo de COVID-ul ăsta ce vorbeam, de ce ați adus mai devreme aminte, a început să iasă la suprafață mizeria, mizeria reală, mizeria care nu mai poate să fie astupată. E, aici este marea problemă a noastră. Vorbim de Partidul Verde. Trebuie să facem absolut tot ceea ce este posibil pentru a ajunge oarecum în Parlament. Pentru că dacă nu ajungem acolo, degeaba vorbim noi acum.
Nu știu câți urmăritori exact. Sunt. Până la Parlament vor fi alegeri locale și e musai să intrăm și în consiliile locale sau în funcții de primar, pentru că datorită, cum se numește astea? Oleg, nu, cred că... Autonomie, nu? Întâi decentralizării. Haideți să ne uităm un pic în istoria recentă, da, a acestei... acestui parlament, să spunem, a României. Eu știu că există partide parlamentare care practic în teritoriu nu prea au niciun fel de structură. Vreți să dau exemplu? Da. Există PUS-ul, există USR-ul, da? Ce se întâmplă? Au avut niște vectori de imagine de bună calitate care au dus un partid acolo unde este, unde sau unde sunt. În opoziție. Alegerile locale, deci la locale, eu fac politică de foarte mulți ani. Am fost ancorat în viața asta reală de ani buni de zile. Este foarte greu ca într-o perioadă foarte scurtă să faci un partid care la locale să... nu știu ce să facă. Să facă o figură frumoasă sau ce. Da. Am început munca în acest partid de câteva luni de zile. Oare cât, cine să fie atât de nu știu, de bine intenționat, ca să nu zic altfel, să creadă că putem răsturna niște munți politici care, din păcate, s-au făcut munți în 30 de ani de zile și au ajuns să ne privească de sus. Mai ales în contextul în care tineretul este din ce în ce mai puțin educat, dar e manelizat, așa, între ghilimele fie spus. E, nu chiar. Și care e problema? Manelele sunt un gen de muzică apreciat de foarte multă lume. Cea dumneavoastră ascultați jazz și vreți să impuneți tuturor jazzul, de exemplu? Oleg, nu mă refer sunt la manele. Eu nu mă refer la gen muzica. Eu mă refer la nivelul de pregătire și cultură. Ați pus o etichetă și trebuie să o explicați. Păi de ce? Sunt profesor manele... de matematică. Dragul meu, sunt profesor de matematică. Eu știu câtă matematică am făcut când eram elev. Și știu câtă matematică se face acum. Eu sunt expert în drepturile omului. Matematica mă exasperează din timpul școlii. Mi se pare prea multă în liceu. Chiar copiii sunt copleșiți și ei simt un complex de inferioritate la ce nivel de matematică le se dă oră în școală. Eu nu știu cum trec unii bacul, dar e înfiorător. Haideți să rămânem pe subiect. Pe subiectul apei. O paranteză și revin imediat. Oleg, asta este părerea ta. Să știi că de acord, nici nu pretind că am adevărul, nici noastră sper că nu aveți pretenția asta. Nivelul manualelor din ziua de azi față de ce matematică, și matematica n-au făcut-o comuniști. Matematica a plecat de mult, de la Euclid. Da? Așa. Nivelul și de la arabi. Da, care se face în ziua de azi este undeva la 10% față de ceea ce se făcea, să zic, în anii 90. Nu zic deci trebuie reformat și învățământ. Păi, ca să revenim la temă, citesc un comentariu de la colegul nostru Eugen Trif. Și la politicienii care ne iau apa și care ne transformă într-un lichid foarte scump și de proastă calitate. Nu știu dacă e mai scump ca la Alba. Eugen Trif, care acum e în Germania, dar e din zona Alba, zice, acolo la Alba e una dintre cele mai scumpe livrări de apă. Apa venind din munții Sebeșului, iar până la Sebeș vine prin cădere. Toți cei care muncesc la CTTA Alba beneficiază de prime colosale de mii de euro, fără merit. Directorii sunt numiți politic. Iată că în toate instituțiile vorbim și am deschis un subiect care este universal valabil în România. Cred că în orice localitate, în orice oraș, problema prețului, problema gestionării apei, problema gestionării apei reziduale, problema gestionării problema stațiilor de epurare, eu zic că lucrurile astea sunt reale și ar trebui problema asta creionată ca și un punct în programul care va urma programul acestui partid. Apa, calitatea. Pentru prima intervenție putem zice că am formulat problema. Va trebui să găsim până în campania electorală și niște soluții. Corect? Da.
Tema asta, cred că, cum am spus, este o temă foarte importantă și acum avem o idee Uite, tu vrei acolo de despre... acolo, Exact. Trebuie notată treaba asta, fiindcă și cei care ne urmăresc și care nu sunt în Partidul Verde, trebuie să reacționeze într-un fel sau altul la aceste probleme. Și o să spun foarte plastic, dragilor, cum vă simțiți atunci când faceți baie într-un râu, într-un lac sau la mare? Și vedeți că plutește hârtia igienică lângă dumneavoastră. Gândiți-vă la treaba asta. Și ce ați putea dumneavoastră face pentru remedierea situației. Deci noi până acolo am ajuns, plastic spus, facem baie, unii dintre noi, așa se nimerește, în rahat. Mă înțelegeți? Și atunci trebuie cumva să rezolvăm treaba asta și cei care candidează consilieri locali, de începând de la comune, orașe și cei care vor candida din partea Partidului Verde la parlamentare, trebuie să iei această problemă cât mai repede posibil și să o pună pe tapet în ședințele și în comisiile în care vor fi. Și rețineți, aici fac o paranteză, lumea are impresia că vom face nu știu ce și nu știu cum la aceste alegeri. Și cu siguranță vom participa. Dar scopul nostru este ca Partidul Verde să fie matur peste 4 ani. Scopul nostru real este ca peste 4 ani să ne luptăm de la egal la egal cu moștrii politici care îi vedem astăzi. Dar tot așa este adevărat că s-ar putea, pe un fond de nemulțumire din partea multor cetățeni, să facem o figură frumoasă, inclusiv de la aceste alegeri. Și atunci este foarte bine că înaintăm Să dea asemenea Dumnezeu. subiecte. Exact. Mulțumesc. Da. Foarte corect spus. Scurt, vă Dar rog, domnule, concluzii. ca să reușim să fim să ne punem toate aceste intenții pe bună credință, cum se zice, pe care le avem, aș completa, ne trebuie un grup numeros și oneros. Pentru că pe parcurs, eu vă spun, din experiența mea și vârsta la care sunt, pe parcurs mulți se vor pierde. Mulți se vor da cu dușmanul, în opinia mea. Să țineți minte, Bine, pentru exact. că așa se Noi, întâmplă. da. Așa se întâmplă peste tot, în toate satele, în toate structurile politice. Pentru că fiecare trebuie să aibă coloană vertebrală ca să nu fim victimile acestor monștri politici, cum i-ați numit dumneavoastră. Aici, bine, noi am divăgat un pic de la subiectul apei, un pic, dar este foarte bine să o repetăm de fiecare dată. Nu vom reuși decât dacă suntem sinceri și credem în ceea ce face. Cei care nu Sigur că cred în ceea ce verzii vor să facă, este foarte bine să ne lase de pe acum. Oportuniștii nu au ce căuta la Așa este. Partidul Verde. Simplu, Corect. nu avem nevoie de corupți, nu avem nevoie de penal. Să Omit. vină aici oameni care vor să facă ceva Bravo, pentru Corect. comunitățile lor. Așa este. Și Bravo. o mică completare. Eu am fost mare și mare luptător în Revoluție, sunt fără carnet și am dovezi, am poze, am poze instantanee făcute de alții care au apărut acum, în care apar. Și după, eram inginer la telefoane, la Palatul Telefoanelor, iar după aceea, camarila politică, foștii comuniști, îmi propuneau posturi de președinte de sindicat, îmi propuneau posturi de șef de documente secrete în Palatul Telefoanelor și eu le-am spus clar. Îmi propuneau posturi, că eu am împărțit niște case acolo și am dat într-adevăr și o spun cu mâna pe suflet, numai la săraci, veniseră foștii secretari de sindicat, de partid, de astea, veniseră, ai domnul inginer, ții și mă dau un apartament în centru civic. În centru civic. Îți iei și mă dau. E, eu nu m-am băgat în politică din această cauză, pentru că mă îmbolnăveam, că mă luptam cu morile de vânt atunci, pentru că toți erau comuniști și eram sub acel Iliescu.
Apropo de chestia asta și de faptul că Oleg este specializat pe drepturile omului, apropo de săraci, cum rezolvăm problema celor care sunt și simbolic la marginea societății și care și fizic sunt tot acolo? Și mă refer aici la cei care nu au locuri de muncă, mă refer la etnicii romi, țigani, unde sunt și români și maghiari în aceeași situație. Cum rezolvăm problema apei și canalizării în aceste ghetouri, fiindcă sunt ghetouri? Am auzit statistici că 6 milioane de români n-au acces la apă curentă. Deci vă dați seama că include acolo și romi și lipoveni și ucraineni și maghiari și tot ce vrei. 6 milioane, vă dați seama cât de în urmă am rămas cu civilizația în al câtulea, 13-lea an de participare în UE. Stimați domni, astea sunt teme poate pentru discuțiile următoare. În seara asta mă grăbesc să vă mulțumesc și să vă invit ca data viitoare, când mai participați, vă rog să lăsați țigările deoparte, că o să fiu mai rău atunci. Și... Apropo de treaba asta, Oleg, iartă-mă că te întrerup. Eu zic că trăiesc într-o țară liberă, da, și mă pot manifesta în mod liber și așa cum sunt eu. Nu cred că trebuie să-mi, nu știu, să-mi reprim anumite... Libertatea dumneavoastră se termină acolo unde mi-încalcă mie libertatea. Și eu consider că fumatul ostentativ în spații publice unde se uită și copii e o chestie irresponsabilă, mai ales pentru un activist verde. Și aici pun punct, pentru că pot și am butoanele. Seară bună!